Sfântul Vasile este prima mare sărbătoare din calendarul ortodox, fiind prăznuit în prima zi a noului an, fiind unul dintre cei mai importanți părinți ai bisericii ortodoxe și unul dintre cei mai mari teologi creștini, considerat păzitor de duhuri rele. Sfântul Vasile cel Mare a trăit între anii 330 și 379, în vremea împăratului Constantin. El s-a născut în Cezarea Capadociei din părinți credincioși și înstăriți, Emilia și Vasile, tatăl său fiind dascăl în cetate. Iubitor de învățătură și înzestrat pentru carte, Sfântul Vasile și-a îmbogățit cunoștințele învățând în școlile din Cezarea, Bizanț și Atena, la cea din urmă cunoscându-l pe Sfântul Grigorie de Nazianz, cu care a legat o strânsă prietenie. A fost înălțat la rangul de arhiepiscop al Cezareei în anul 370, în vremuri grele pentru biserică. Între scrierile sale de mare importanță teologică, la loc de cinste este liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Sfântul Vasile este primul ierarh care a întemeiat pe lângă biserici, aziluri și spitale pentru săraci, o leprozerie și un așezământ pentru recuperarea prostituatelor. A murit în ziua de 1 ianuarie a anului 379, când încă nu împlinise 50 de ani, intrând în istoria creștină cu numele de Sfântul Vasile cel Mare. Numele Vasile este foarte răspândit în toată lumea creștină. Acesta provine din grecescul Basileios, care la rândul lui înseamnă rege, împărat, bazileu. Latinii l-au redat prin Basilius. Peste 530.000 de români își sărbătoresc onomastica de sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare. În tradiția românilor, anul nou întâmpinat în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie se mai numește Revelion sau Seara Sfântului Vasile. Se spune că în noaptea de Sfântul Vasile, cerul se deschide de 3 ori pentru câte o clipă. De altfel, el s-a rugat de Dumnezeu să-i dea o zi, iar Domnul i-a dat cea din tâi zi, cea a anului nou. Fericit, Sfântul Vasile a luat un clopoțel și a legat la toartă o crenguță de busuioc și s-a suit la Dumnezeu să-i ureze lucruri bune. De aceea, de Sfântul Vasile există obiceiul de a ura. Datorită acțiunilor sale, acesta a fost numit și ocrotitorul săracilor. La trecerea dintre ani și în 1 ianuarie, copiii obișnuiesc să meargă cu sorcova din casă în casă, pentru a le ura oamenilor bogăție și sănătate. Sorcova era confecționată la început din una sau mai multe rămurele de pomi fructiferi, precum măr, păr, vișin, prun sau trandafir, tăiate și puse în apă la înmugurit și înflorit în ziua de Sfântul Andrei în 30 decembrie sau de Moș Nicolae în 6 decembrie. Apoi sorcova, simbol al vegetației de primăvară, a început să fie realizată dintr-o nuia cu rămurele împodobite, cu fire colorate de lună, cu beteală și cu un fir de busuioc în vârf. Copiii își sorcovesc părinții și rudele apropiate, apoi pornesc câte 2-3 să colinde vecinii. În timpul uratului, aceștia ating ritmic cu sorcova ușa sau fereastra dacă se colindă afară sau corpul gazdelor dacă se colindă înăuntru. După terminarea colindatului, sorcova se păstrează peste an ca un lucru sfânt, agățată de peretele de la răsărit al casei, la icoană sau în alt loc curat al gospodăriei. Un alt obicei este cel al dezlegării anului. Grupuri mici sau cete de feciori dezleagă anul și rodul colindând pe ulițe, iar vacarmul pe care îl fac cu buciumele sau oalele are ca scop înlăturarea forțelor malefice, cum sunt seceta, tăciunele de grâu, insectele și animalele dăunătoare recoltei. De asemenea, feciorii dezleagă cununile cu un descântec. Pentru ca familiei să-i meargă bine tot anul și să aibă spor, în popor există obiceiul ca în ziua de anul nou să se fiarbă în oală un cap de porc, pentru că așa cum porcul râmă numai înainte, tot așa va merge și omul spre belșug. Tot de anul nou, pe nemâncate, fiecare om trebuie să ia în mână unealta cu care lucrează în timpul anului și să o mânuiască de 3 ori pentru spor la lucru în anul ce vine. De Sfântul Vasile se zice că este bine să bei mult vin, existând credința că atât cât va bea omul în această zi, va avea sânge în obraz în timpul anului. Și în ceea ce privește vremea, tradiția populară are numeroase interpretări. Astfel, potrivit tradițiilor, cum este ziua de anul nou, așa va fi tot anul, adică bun sau rău. Mai mult, credința populară spune că dacă în ziua de anul nou este germare și dacă pe zăpadă se văd multe stele, este semn că anul ce urmează va fi bun și vor fi multe cununii. Dacă în ziua de Sfântul Vasile ninge, anul ce urmează va fi unul îmbelșugat, iar dacă este senin și geros, oamenii vor fi sănătoși pe parcursul anului. Dacă noaptea de anul nou este lină și senină, este un semn că noul an va fi unul bun. În ziua de Sfântul Vasile cel Mare este bine să vergi vin pe masă, să spargi un pahar alb, să răstorni cutia de chibrituri sau să dai de pomană unui om sărac ca să ai tot anul noroc. Dacă în această zi, după ce te speli pe față, te ștergi cu un prosop în care pui un ban de aur sau de argint, vei fi curat și sănătos în tot anul. Totodată, dacă dormi de Sfântul Vasile, riști să fii leneș tot
tot anul. Tot la țară, fetele nemăritate obișnuiesc să construiască punți din două crenguțe de măr dulce, de care leagă busuioc, o pară de argint cu fir de ață roșu, un inel, o batistă și un șir de mărgele, pentru a-și vedea cum va fi alesul. Dacă pundia este plină de brumă, fata se va căsători cu un bărbat bogat, iar dacă pundia nu are brumă, atunci se va căsători cu unul sărac.